Astra Giurgiu și internaționalul Cristi Săpunaru au ajuns la un acord privind un contract pentru următorii 2 ani, înțelegerea fiind semnată ieri seară. Pentru Săpunaru, Astra este a 8-a echipă din carieră, după FC Național, Calatis Mangalia, Rapid, în 3 perioade diferite, Porto, Saragossa, Elche și Panduri. El a fost titular al primei reprezentative la Euro 2016 și jucător la Porto. Cu această echipă a cucerit numai puțin de 8 trofee puse în joc în Portugalia, plus trofeul Europa League în 2011, an în care a jucat și Supercupa Europei împotriva celor de la Barcelona. La Naționala României a fost convocat în premieră în 2008. A mai făcut parte și din lotul de la europene din urmă cu 8 ani, iar anul acesta, în Franța, a bifat toate cele 270 de minute jucate de reprezentativa condusă de Anghel Iordănescu. În total, Cristi Săpunaru are în palmares 12 trofee, 2 cu Rapid, Cupa și Supercupa României și 10 cu Porto, Europa League, 3 titluri, 3 cupe și 3 supercupe ale Portugaliei. Pentru ultima sa echipă, Pandurii Târgu Jiu a jucat 24 de meciuri și a marcat de 6 ori, iar pentru Naționala a jucat 16 meciuri și nu a marcat niciun gol.